În duminica a 19-a după Rusalii, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a sfințit noua pictură a Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din satul Petnic, județul Caraș-Severin. Apoi ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie. Am răspuns invitației părintelui paroh de la parohia Petnic și credincioșilor din această localitate pentru a veni aici, a sluji Sfânta Liturghie și a binecuvânta lucrările interioare efectuate la Sfânta Biserică, în mod special pentru a binecuvânta pictura care s-a restaurat în ultimii 2 ani. Îi mulțumim lui Dumnezeu că aici, la Petnic, în Craina Bănățeană, în protopopiatul Băile Herculane, avem un preot și credincioși harnici, darnici și foarte atașați de biserica noastră. Nu sunt prea mulți în această parohie, credincioși ortodoxi, dar au reușit în ultimii 2 ani să facă lucruri importante și consistente la biserica satului, o biserică ocrotită de Sfântul Vasile cel Mare și de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Pentru activitatea desfășurată, părintele paroh a fost irotestit iconom, iar cei care s-au implicat în restaurarea picturii au primit din partea ierarhului diploma de excelență Episcop Veniamin Nistor. Această zi de 29 septembrie este o zi de mare sărbătoare pentru parohia Petnic din comuna Iablanița, datorită faptului că astăzi preasfințitul părinte Lucian a binevoit ca să vină să binecuvinteze efortul credincioșilor din această parohie, mai exact să sfințească veșmântul Sfintei Biserici, care s-a făcut cu un mare efort din partea credincioșilor de aici. Împreună cu credincioșii satului Petnic am reușit ca să înfrumusețăm Sfânta noastră biserică, lucrând în ultimii 2 ani la restaurarea picturii care datează din 1838, iar ultima pictură datează din anul 1894. Cu binecuvântarea preasfințitului Lucian, al Caransebeșului, am început lucrările și le-am terminat cu ajutorul lui Dumnezeu. Pictura, realizată în anul 1838 de pictori necunoscuți, a fost recondiționată în 1894 de Bartolomeu de Liomini, iar în ultima perioadă a fost restaurată prin efortul credincioșilor parohiei.